Tigrul prins în capcană. Într-o pădure deasă trăia tigrișor, căruia nu era frică de nimic, nici de furtuni, nici de vânători. Într-o zi, pe când înainta printre copaci, micul tigru văzu un covor minunat de frunze moarte. Ce moale trebuie să fie, și până la urmă nici lui nu i-ar fi strigat să tragă un pui de somn. Se apropie tiptil, tiptil și se lăsă să cadă ușurel. Buf, buf! Dar ce se întâmplase? Tigrișor căzu în capcana unui vânător. Gaura era destul de adâncă, iar pereții ei nu păreau să aibă vreun punct de sprijin. Tigrișor încercă să se cațăre agățându-se cu ghearele. 1, 2, 3 și buf trosc. Tigrișor nu reușea să iasă din capcană. Nemai știind ce să facă, tigrișor începu să urle cât putea de tare. Ajutor! Ajutor! Iar vocea lui ajunse într-o clipită în toate colțurile pădurii. Un iepuraș și o căpriță fură primele ca apărură la strigătul său. Se apropiară cu grijă de groavă. Pentru ce ții pe așa? Întrebă iepurașul. Mă, iepurilă, tu nu vezi că nu poți să ieși de aici? Ajută-mă, spuse tigrișor. Și pe noi cine ne încredințează că după ce te vom fi scăpat, nu ne vei mânca? Nu, nu, mai bine plecăm. La puțin timp după aceea, trecu pe acolo șoricică. Ajutor, ajutor! Șoricica se opri să asculte. Oh, spuse ea cu mirare, un tigru. Oh, oh, tigrișor, mă gândesc că ai avea nevoie de o mână de ajutor, numai că eu sunt cam mică, după cum vezi. Caută pe cineva, fă ceva să mă scurzi de aici. Șoricica se uită în jur, însă nu era nimeni. Șoricica era ea mică, dar avea o inimă mare și spuse, cred că pot să te ajut, dar în schimb, trebuie să-mi dai cuvântul tău că nu mă vei mânca atunci când te vei vedea scăpat. Draga mea, șoricică, să vă găduiesc că după ce voi ieși de aici, nu-ți voi face niciun rău. Șoricica a început să roadă încet, încet o ramură lungă de copac. Și în cele din urmă se auzi un zgomot surd, crac, iar creanga se prăbuși în groapă. Tigrișorul apucă cu putere și agățând se sări afară din capcană. Întâi și întâi prinse șoricica. Nerecunoscător, le-i striga aceasta. Așa mă răspătești după ce ți-am scăpat viața? Tigrișorul strângea tot mai tare și îi spuse, știu că m-ai scăpat, dar mi-e așa o foame că nu mă mai pot ține făgăduința. O păsărică, văzându-i, își dădu seama că șoricica se afla la mare ananghie. Era nevoie de multă șiretenie, așa că spuse, de ce minți, tigrișor? Cum te-ar fi putut scăpa din capcaul un animal așa de mic, o șoricică? Ascultă, pasăre, cum de îndrăznești să nu crezi cuvintele tigrului? Eu tot nu te crezi, tărui păsărică. De fapt, sunt încredințată, zise ea mai departe, că tu și șoricica a scăzut la învoială. Asta era deja prea mult, chiar prea mult. Era tigrușor, pentru a-i dovedi că se înșela, sări din nou în capcană. Pasărea, dintr-o sărătură rapidă, luă creanga cu mult efort și o puse deoparte. Pune la loc creanga, strigă tigrișor din fundul capcanii. Nici nu mă gândesc, spuse păsărica. Ești vrednic să rămâi acolo unde te afli. Cu bine, tigrișor, și de acum înainte învață cum să te porți cu ceilalți. Șoricica e mulțumit păsării curajoase care o scăpase cu așa mare repeziciune și istețime. Îți mulțumesc atât de mult. Trebuie neîndoielnic să ne ajutăm unii pe alții, dar din păcate sunt și animale care sunt vrednice de pedeapsă. Aceasta a fost cea mai strașnică dojană pentru tigrișor, care învăța astfel să-și țină mereu făgăduia.